Doamna capitan, în rază de 2 km, totul este curat. Și unde ne aflăm acum? Conform coordonatelor geografice, suntem în regiunea Parcului Arsenal. Destinație corectă, soldat Dumitru. Totuși mai avem puțin de mers. Doamna capitan, dar pentru a scana zona, avem nevoie să lansăm drona bionică. Atunci, executați. Doar să știți că nu trebuie să părăsiți tabul 24 de ore. Să mă răcuresc puțin că e extrem de cald înăuntru. Domnul șofer, te rog să deschizi trapa aceasta. Nu mai pot. Ce? E fierbinte. E fierbinte rău. Cine zicea acolo că vrea aer condiționat să treacă în spate? Iată, aici avem improvizate 2 trape, 2 geamuri și cu o plasă de unde vine aerul de afară. Oh, să vedem! Aici este destinat pentru soldați, pentru transportarea lor. Iar aici este roata de rezervă. Da, și este acoperită cu metal de protecție. Dar să vă arăt eu acum cum pot răsuci poziția tunului. Vai, chiar se sucește acest tun! Super! Doamna capitan, mă ajută! Hai și înapoi acum! Bravo, soldat Melissa! În sfârșit lecția! Și să nu uiți să faci mie ouă în ochi! Și să nu uiți să-mi pui mie aer condiționat! Păiți că eu ouă am, dar n-am tigaie! La asta nu m-am gândit. Păi ai zis că te friște la acoperișul tabului. Să știi că este o idee. Chiar e greu. Am aici o tavă, ca oglinda. Spargem ouă. Soldați, eu propun să ieșim un pic pe terasă. Ce fel de terasă? Nu avem voie să părăsim tabul. Nimeni nu a spus că trebuie să-l părăsim. Urcăm pe acoperiș. Hai, soldat Mircea! Vine imediat! Gătesc mâncare! Apropo, mai ai mult? Că ne este foame! Aproape e gata, doar că aveți un pic răbdare. Îți place pe tab? Da? Și mie îmi place aici. Ai auzit și tu? Parcă tună! Dar trebuie să stăm fără griji, că avem un acoperiș foarte puternic. La mâncare! Toți la masă! Hai că vin și eu! Oh, ce bine miroase! Abucate, gustoase! Dar totuși unde este ouul ochi? Ia să vedem! S-a gătit? Ouul s-a prăjit la soare! Cine vrea ouă ochi? Oh, e fierbinte tava! Domnul șofer, ia să ia dumitale! Wow. S-ai căzat și tacâmuri, doar că nu am furculiță, am lingură. E bine și lingură, dă-mi încoace! Dar și mie mi-este foarte foame și nu voi putea răbda. Trebuie să beau. Și mie îmi plac astea. Sunt perfecte pentru un tab. Să știi că eu totuși aștept ciolanul. Cum e? Mă place cum gătește bucătarul. Nota 10, steluță! Dacă vă este cald, în tab putem deschide geamurile. Domnule șofer, te rog, prezintă. Este foarte simplu. Ridicăm maneta și o dăm într-o parte. Așa. Wow! N-am mai văzut așa ceva în viața mea. Și
și o închidem desigur înapoi. Și o dăm mai jos. Practic seamănă cu mecanismul din mașina noastră. Apeși butonul, se ridică, apeși butonul, se coboară. Aproape, Dumitru, doar la noi nu se răsucește scaunul în direcția care vrei tu. Gata? Gata, deranjează curățit oul. Poftă mare, Matei. Hai, poftă bune. E gustos? Am o întrebare. Ați observat voi oare că geamul șoferului este închis? Da, am observat și chiar vreau să întreb. Soldat Dumitru, cunoști? Doamna capitan, am niște presupuneri, dar nu am timp acum de ele pentru că v-am pregătit ciolan afumat cu fasole. Ciolan afumat în conservă? De mult nu am mai văzut așa ceva. Cu fasole? Ce bine miroase! Vrei să guști? Și o lingură găsesc aici? Poftim, doamna capitan! Mulțumim, doar că vreau să caut unde este ciolanul! Doar fasole sunt aici. Ce fel de bucătar? Căutați bine că l-am ascuns. Ciolanul așa și nu l-am găsit, dar să gust fasolele. E foarte gustos. Tu ai gustat vreodată fasole din conservă? Ți-a plăcut? Scrie în comentarii. Soldat Dumitru, avem cumva și pâine aici cu noi? Pâine nu prea avem, dar avem pesmeți și sunt mulți. Și pâine albă și din pâine sură. Pesmeți? Hai să mâncăm! Așa, pâine. E bun? Da, din pâine. Și surpriză! Am găsit ciolanul! Ia să vedem cărnița, cum este? Seamănă cu un pateu, e foarte bun. Să știți că de regulă militarii mănâncă mâncare din conserve, pentru că să nu se strice. Sau ploaia, sau vântul, sau gerul, să nu se strice mâncarea. Așa se păstrează mai bine. Mai bine și mai mult timp se păstrează. Câțiva ani. De aceea tu ai ales să iei conserve cu noi. Te gândim la ploaie, la vânt, la căldură, la frig. De fapt, nu prea știu a face mâncare și m-am dus până la market și mi-am luat diferite ciorbițe, pateuri, fasole și multe alte bunătăți și bucurii de-a stomacului în rucsacul meu. Deci, cine vrea o ciorbă de burtă cu smântână? Atunci poftim! Mulțumesc! Cine vrea o ciorbă de perișoare cu smântână? Acolo! Soldatul cu perișoarele e acesta! Uite, Mircea! Mircea! Matei, deja și-a luat ce vrea! Soldat Matei, nu cumva ești anunțat în căutare? Ține ciocolata, dacă atât de mult ai dorit-o! Doamna capitan, doriți o ciorbă de văcuță sau o ciorbă de perișoare? Văcuță, vă rog! Ok, așa, pentru doamna capitan. Așa. Doamna capitan, poftim ciorbă din vas militaresc. Wow! Adevărată ciorbă! Doamna capitan, poftim și pesmeți. Poftă bună! Mulțumim și supița ta are cărniță de văcuță! Și legume și verdeață, așa cum îmi place mie! Mulțumim! Ia să gustăm! E bună? Numai că mai trebuia puțină sare. Sare, puneți după gust.
Ai însetat, soldat Dumitru? Aici apa merge foarte bine. Și ciorba mea de burtă merge foarte bine. Și pesmeții deja sunt pe sfârșit. Dar să știți că am și desert pentru fiecare. Poftim, domnul șofer. Doamna inginer. Ciocolată. Adjunct. Doamna capitan. Și domnul bucătar. Unde este lanterna? Nu vă panicați, este la mine. Aprinde. Este. Toți pe loc? Deja este târziu. Da, este ora 21 seara. Da, Matei, bravo. Îți înmânezi ții lanterna, să ai grijă de ea și să luminezi aici în tab, în interior. Doamna capitan, dar uitați-vă că sunt foarte multe insecte aici. Nu vă fie frică, ele nu fac nimic absolut. Nici albina? Fiestea? Matei, pe tine astăzi te-a pișcat deja albina. Se stinge lumina, se descarcă totul. Vai, cum ne descurcăm noi? Soldați, nu vă panicați? Trebuie să rezistăm 24 de ore! Cu mâna așa mă spirii tocmai! Cum mă băși în burta asta și încă mai pui și mâna foarte! O să-ți trag de păr! Așa, pe așa aici, pe aici, pe la noi, circulă greierii și Melisa l-a gâdilit un pic pe Mircea. Eu zic să ne culcăm cu toții, ca să nu mai privim la toate gâzele, insectele care mai vin prin tank, tabul ăsta nostru. Și să ne trezim dimineața și să executăm challenge-ul. Soldat Dumitru, ai grijă de Matei toată noaptea. Eu voi avea grijă de Melisa și de Mircea. Și vă spun, noapte bună! Domnule capitan, eu am grijă de cartofi, de ceapă, de pătrunjel, de toată bucătăria. Dar Matei este soldat. Are grijă singur de el. Fiecare își găsește locul unde să doarmă. Eu îmi fac aici locul. Așa. Și așa. Să-i fac și aici cumva spațiu? Pentru Mircea. Aici e pentru Melisa. Așa. Și hai să ne așezăm. Cum să mă corc pe jos? Așa, soldat Melisa. Se doarme într-un tab. Iar eu voi dormi sus pe acoperiș. Sub cerul liber? Adevăratul soldat nu se teme de nimic. Bravo, soldat Matei! Ești cel mai curajos, chiar dacă ai primit un ac de la albină! Deja mai mult de jumătate din challenge a fost executat și vă spun noapte bună! Ne vedem mâine dimineață sănătoși! Noapte bună! Este dimineața deja. Ți-a plăcut 24 de ore în tab? Da. Ce bine am dormit. E răcoare. Aș zice că acesta este un hotel de 5 stele. Sună telefonul. Alo? Da? Am înțeles. Părăsim tabul. Ce? Gata să termină 24 de ore? Și challenge-ul a luat sfârșit? Atunci eu plec să pregătesc micul dejun. Generalul a spus că trebuie să părăsim tabul imediat. Ieșim! Bună de somn! Hai, Matei! A
fost cea mai inedită experiență și cel mai crazy challenge 24 de ore de pe canalul Familia Melimi. Dar să ne crezi pe cuvânt că a fost foarte, foarte cald în acest tab. Nu știu cum suportă militarii îmbrăcați în uniformă, îmbrăcați cu diferit echipament pe ei, cum suportă așa căldura sau frigul, gerul în aceste mașini militare. De ce te rugăm frumos să ne apreciezi munca măcar cu un like sau cu abonare? Iar dacă vrei mai mult, poți să ne scrii și un comentariu despre impresiile tale despre vlogul de astăzi. Și să nu uiți de clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când Familia Melimi publică un nou challenge pentru tine. Să știți că asta ne motivează să creăm conținut unic și deosebit pentru abonații noștri. Și pentru toți cei care ne urmăresc. Iar noi dorim ca în întreaga lume tancurile, taburile și mitralierile să rămână doar ca exponate de muzeu. Pa, pa!